Îmi îngădui să vorbesc astăzi despre o carte care face parte dintre acelea care, la începuturile vieții, în copilărie, atunci când se constituie axele pe care ți se va dezvolta viitoarea personalitate, acolo unde trăiești în copilărie între vis, basm și realitatea care se insinuează și pe care o regăsești în paginile cărților. Câteva dintre acestea au fost esențiale pentru mirajul cuvântului care se intitula în ele și pentru viitoarea mea dezvoltare și pentru viitoarea mea carieră de scriitor. Mă gândesc aici la Basmele Românilor, culegerea lui Petre Inspirescu, care din păcate nu este foarte cunoscută astăzi, dar în care se regăsesc lucruri extraordinare despre psihologia și spiritualitatea, modul de a fi al poporului român. Mă gândesc la Sadoveanu cu frații Jder, pe care am iubit-o atât de mult pentru arta cuvântului, încât am început să o copiez de mână ca să o am eu însumi acasă, nu numai împrumutată de la bibliotecă. Mă gândesc la toate pânzele sus ale lui Radu Tudoran, care stârnea dorul de aventură și de orizonturi către care tindeam ca un copil ce mă aflam să plec, să văd, să aud, și mă gândesc la această minunată carte care este minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia, semnată de scriitoarea Selma Lagerlöf, care face parte din, dacă vreți, patrimoniul cultural al Europei, acea unitate care ar trebui să fie cea adevărată a Europei, a Uniunii Europene, dimensiunea spirituală, pentru că ceea ce am găsit eu atunci în acest basm, în această călătorie care mă punea în legătură cu luminile Nordului, cu miracolul lacurilor înghețate, cu călătoria pe aripile gâștelor sălbatice pe care le-am iubit așa cum am iubit caii, le-am iubit profund și care au rămas în opera mea. Unul dintre romane se numește Zborul gâștei sălbatice și are în el, poartă în el reminiscențele acestei aventuri pe aripile gâscanului Bălanu din călătoria lui Nils Holgersson cu cârdul de guște sălbatice conduse de Aca de Capdenreise. Toate acestea se regăsesc în ceea ce am scris și am constatat, cum spuneam, că ea face parte din patrimoniul european. Pentru că iată ce întâlneam într-o convorbire cu Mireia de Alison, a bunului meu prieten, dispărut acum filozoful, poetul, înțeleptul Jean Bies, un francez care a iubit mult România și spiritul ei. Iată ce spunea despre aceeași călătorie a lui Nils Holgersson, care ca și mie îi marcase copilăria. Zice, aveam 11 ani când institutorul nostru ne-a citit cartea Selmei Lagerlöf, minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. Această povestire a călătoriei sale, care este deopotrivă un basm, în revela la grămadă evenimente imprevizibile, riscurile aventurii, vraja lumii, dimensiunea misterioasă și poetică a lucrurilor, atmosfera de legende și eu care trăiam într-o țară a soarelui,
viilor, palmierilor și măslinilor, sudul Franței, descopeream împreună cu Nils de pe spinarea gânsacului pădurile de braz, lacurile înghețate, cascadele și trolii. Toate aceste peisaje transfigurate într-un fel de lumină supranaturală, care aveam să aflu mai târziu că se numește imaginarul. Numele fermecător al biștei conducătoare a cârdului, Aca de Kebnenaise, exercita asupra mea ovraje căreia îi datoreză mă fi introdus în magia limbajului pe care aveam să o descoper mai târziu, studiind poeții. Această lectură îmi declanșa o stare de emoție intensă, incontrolabilă, aș fi vrut să îmbrățișez lumea întreagă, declicul se produsese pentru totdeauna. Așa cum și la mine, declicul se produsese tot în copilărie și atunci am învățat și din această carte, ca și din celelalte pomenite, am învățat magia cuvântului, am fost fermecat și introdus în imaginarul despre care vorbește și Jean Bies și care este baza poeziei. Totul a fost din acea perioadă în care cartea Selmei Lagerlöf făcea parte din patrimoniul meu de lectură. Thank you.